Salutare! Astăzi mă aflu într-un Volkswagen CC din 2014 și haideți să vedem cum putem trece manual din parking în neutru în cazul în care rămâneți fără baterie sau aveți un accident și nu puteți să puneți contactul și astfel va trebui să comutați din parking în neutru cutia ca să mutați mașina sau eventual să o urcați pe platformă. Haideți să vedem cum putem face asta cât mai rapid. Bun, prima dată deschideți scrumiera și apoi introduceți două degete sub partea din față. Introduceți două degete în partea din față a schimbătorului și apăsați în interior și apoi împingeți către față și ridicați de ea în exterior. Vedeți că ea are niște prindere aici și mai are unele pe spate, aici în spate. Bun, important este să treceți de aceste prinderi. Vedeți că prinderile acestea au aceste. Deci în momentul în care împingeți în față, împingeți și aceste cleme care se duc în față și apoi eliberați plasticul acesta, ornamentul acesta de plastic de la schimbătorul de viteză. Bun, dacă ne uităm cu atenție, în partea din dreapta, iată, vedem un plastic galben, iată, și va trebui să apăsați pe partea aceea indicată cu săgeata roșie. Vedeți? Acolo jos trebuie să apăsați pe acea bucată din plastic și apoi să comutați, să treceți din parking în neutru ca să scoateți mașina pe liber. Cu degetul celălalt introduceți degetul pe aici și apăsați pe plasticul acela galben de care v-am spus. O să fie un pic mai greu să introduceți degetul, dar puteți să ajungeți cu... Iată. Bun, și am trecut în neutru. Bun, apoi montați înapoi plasticul după ce ați terminat și după ce ați parcat mașina puteți eventual din nou apăsați pe buton și o mutați în parking, nu mai e nevoie să umblați acolo jos.